Consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar Județean a aprobat calendarul evaluării activității manageriale a directorilor și directorilor adjuncți din unitățile de învățământ din județul Botoșani pentru anul 2013-2014. Unii dintre ei s-au autoevaluat sau se află pe ultima sută de metri până când trebuie să depună rapoartele aferente la ISJ. De calificativul obținut pentru activitatea desfășurată în precedentul an școlar depinde prelungirea detașării pe funcțiile de conducere.